Diz que não precisa. A cada vez que canto, Uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa. Ah, 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 ah tem que ser assim. -a curățu, la unde nu ha, ha, ha. Dragii mei, acum vreo două luni, când am avut o invitată în emisiune pe Ioana Călin, ne-a promis și s-a ținut de promisiune că vine la noi în emisiune să ne spună ceva, să ne dea o veste. nu așa că în decembrie, când vii acasă, o să mai vină emisiune? Da, da promit. Promit că vin. Și să le spunem celor de acasă că atunci o să ne spui ceva frumos. O să vă spun ceva frumos, dar atunci. O să o ținem așa în suspans și o, o continuă surpriză până atunci. Dar promit că vin în decembrie și facem o, o emisiune frumoasă sau, mă rog, cum vrei tu. Da. Deci ați văzut zâmbetul de pe buze. Da. E greu că noi știm ceva și nu putem să vă spunem și vouă. Nu le spunem, nu le spunem nimic, le spunem doar atunci în decembrie. Iona, te rog frumos. Să vă dea o vestea cea mare O să fiu mămică Și sunt foarte, foarte fericită N-am vrut atunci să dezvălui uh, Misterul acesta Pentru că am vrut să se vadă burtica Și atunci să vă arăt și vouă Tu știi ce greu mi-a fost mie să știu eu Și să știu. nu pot spune nimic Știu, 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 știu. Dar ți-am păstrat dorința și uh, Mă bucur că ai decis tu să vii să ne arăți burtica Hai, arată-ne burtica să Arătă vedem E foarte tare că e micuță încă Dar creștem Creștem. <laughs> Creștem. Cât timp aveți? acum avem aproape 20 de săptămâni, fără 2-3 zile. Ce frumos, Ia! Ce frumos, sunt așa de fericită, nici nu-mi vine să cred. Acum, acum mă uit la lucrușoarele astea de copii, e prima dată când intru în magazin de copii, în sensul să mă uit la lucrușoare pentru mine, de fapt pentru bebe nostru. e ciudat, acum mă uit și nu știu, nu știu ce mi-ar trebui, ce nu mi-ar trebui, dar o să învăț, toate, toate o să le învăț la timpul lor. Nici nu am vrut să, să, mă concentrez foarte mult pe asta, am zis că vreau să mă bucur de fiecare moment la timpul, la timpul lui. Ioana, cum ai aflat că vei fi mămică? Mai târziu am aflat, aveam deja aproape 8 săptămâni. Nu că nu ne așteptam, dar m-am simțit foarte bine. Și am fost și în vacanță, am venit acasă, abia după, după ce m-am întors din vacanță, mă simțeam puțin mai ciudat, dar dădeam vina tot timpul pe oboseală, pe oboseală acumulată de, din, din cauza verii, cum am avut foarte mult de lucru. Și atunci nu m-am gândit eu că o fi însărcinată și mi-am făcut testul, n-am avut curaj să mă uit la, la rezultat și am rugat pe mama mea să se uite. Și mi-a spus... Pentru că îți foarte mult și ți era teamă să nu cumva să fii sau nu îți doreai sau nu știai... Cred că îmi doream prea mult și mi-era frică să, să, nu fie și să, să mă uit eu. Și atunci am zis la mama, zic, nu, zic, eu nu am curaj, uite-te tu. Și când mi-a spus, o să fii mamică, nu știu, în urmă la secundă am pus mâna pe burtică și am zis că o să am un bimbo bello. Bina, nana, bimbo bello. Pe italiană ar fi un băiețel frumos. Nu știu de ce am zis uh, lucrul acesta, pentru că dacă cineva mă întreba înainte să rămân însărcinată, sigur ziceam că îmi doresc o fetiță. Să-i facem codițe, rochițe și, mă rog, cum știm noi mamele. Dar uh, am zis că o să am un Încă nu știm ce o să fie. Dar nu știu, ziceam așa o senzație că o să, o să fie băiețel. Wow! Când e preconizată data nașterii? În mai, la mijlocul mai. Dacă totul decurge cum trebuie, la mijlocul mai, atunci o să vină bebelul nostru. Unde se va naște bebelul? În România sau în Italia? Am decis cu soțul meu că o să nasc în Italia. El lucrează și atunci am zis că mai bine merg eu acolo ca să petrecem timp împreună și lucrul acesta e o minune care trebuie trăită în doi, mai ales fiind primul copil, toate senzațiile, absolut tot ce ține de de sarcină, vrem să ne bucurăm împreună, soțul meu, eu sunt fericită, dar știi cum suntem noi mamele, ne mai gândim la la toate, el nu se gândește la nimic, el e atât de fericit că nu, nu pot să-l oprezi, nu poți să-l țin. Și atunci am zis că nu pot să iau fericirea asta și să, să o trăiesc singură sau cum să zic, ca să-mi petrec mai mult timp aici. Și atunci am zis că o să nasc în Italia, voi pleca în 6 ianuarie, poate mă mai întorc în februarie pentru, pentru comenzi și după care nu o să mă mai întorc până în iulie. Asta înseamnă că ne vom întâlni doar la emisiunea Lumea Copiilor, la rubricuța Mama, doar Mama? Da, cred că da, cred că atunci o să vin cu bebe. Atunci o să vin cu bebele. Luăm așa pe etape. Ioana, da. suntem într-un magazin de copilași, cum ai spus și tu, într-un... Uite câte pătuțuri! Albastru, roz... Tu spuneai că nu știi încă ce o să ai, dar cum ți-ai imaginat camera copilului? Camera copilului o să fie foarte luminoasă. Atâta, atâta pot să-ți spun. Îți spun sincer, nu... Cum spuneam, nici măcar n-am intrat într-un magazin de copii ca să-mi dau seama ce am nevoie. Am vrut să păstrez totul, așa pas cu pas. Soțul meu de el, cu arhitectura în camere, și cu designul, și cu toate el, tot îmi spune: Eu atâta cer, să fie lumină, multă, multă lumină. Nu știu, să fie un, o atmosferă caldă și. Um, liniștită pentru cel puțin pentru prima lună a bebelușului și a mea după naștere, prima a doua lună, vreau o atmosferă așa de de familie, eu, soțul și copilul Liniște și nu știu, o să, fie ceva magic, așa mi imaginez. Hai să vedem o rochiță, tu crezi rochi de miriasă, dar uite, <gri> dacă o să vii o prințesică, uite ce drăguță. Da, ți-am spus că dacă, dacă cineva m-a întrebat, sigur ziceam fetiță, îmi doresc fetiță să-i facem rochițe. Și dacă, mă rog, încă nu știm ce o să fie și dă tot timpul cu piciorușele apropiate și dă într-una din ele, dar nu, nu se întoarce să putem să, să, vedem ce e. Dar, sincer, nici i-am spus doctorului că nici nu vreau să insiste foarte tare, că nu e așa că ne interesează foarte tare. Era foarte important pentru mine să știu că e bine, e sănătos, crește, se dezvoltă cum trebuie și cam atât. Am zis, când o să vrea să ne arate, noi suntem pregătiți să, să știm ce e. Nu, cum am zis, nu pot să-mi zic că îmi doresc fetiță mai mult decât băiat sau băiat mai mult decât fetiță. I watch And help her to be Help me to let go every mother's prayer, every child. mai vedem și niște costume și de, de băiețași? Vai, nu vine să cred, rău, ți spun, nu vine să cred. Cam au uit la așa Hai ceva. sunt mari, cred că la câteva luni, dar da, da. dacă ne uităm de acolo, da. la de bebeluși micuți, micuți. Hai să mergem mai încoace, poate găsim ceva, e și mai micuțe. Uite, astea cred că sunt de botez. botez. Astea sunt de bebeluși. Uite, badiuri, ador badiurile, le ador, le ador. Bebelașul meu cred că în primele luni o să fie îmbrăcat numai în așa ceva. Mm -hmm. Și cu căciulile. <laughs> mă uitam ce e. M Am dat emoții în plus. <laughs> Uite ce drăguță e. M Am dat emoții în plus. Vai, nu vine să crezi. Vezi <laughs> ce Da. În badiuri o să fie îmbrăcat așa în bumbăcel, male, male, male. Vai, abia aștept. Abia aștept. Ai emoții de Am cum astept. o să te comporzi, dacă o să te descurci. când am avut, când, în primele zile, atunci când am aflat că, că, o să fiu o mămică, eram, dar nu panicată, ci un pic speriată în modul că îmi doresc foarte mult să fiu o mamă bună și chiar foarte bună. Și tot mă gândeam, o să mă descurc, dar o să fiu în stare, da, sunt pregătită. Toate întrebările pe care cred că și le pune orice femeie, și la toate întrebările mele a avut răspuns soțul meu, dar de ce te preocupi? Dar de ce tot te gândești? O să fiu și eu acolo și nu o să fii singură, nu e așa că trebuie să te descurci singură. El o să mă ajute mult, sunt sigură, adică îl văd acum cum reacționează și atunci știu sigur că o să mă ajute mult și acum nu mi-e mai frică de nimic. Parcă un pic de naștere, dar doctorul mă liniștește de fiecare dată când merg la el că o să fie totul bine. Sarcina decurge atât de bine încât mi-a zis că, mă rog, cu siguranță și, și nașterea va fi la fel. Sperăm. <laughs> Vrei să naști natural? Îmi doresc mult să naști natural, deși mi-e frică, dar îmi doresc mult să naști natural și pentru bebe și pentru mine. Și așa e natural, așa cred că ar trebui să decurgă lucrurile, dar dacă vor fi, mă rog, complicații sau eu știu, decurgem la tot ce e nevoie ca să, totul să fie în siguranță. Dar da, mi-aș dori natural. <laughs> Cum te simți? Mai pot să zic că mă simt o mare norocoasă, mie nu mi-a fost rău în timpul sarcinii. Am avut, ce să zic, în luna, după ce am aflat că sunt însărcinată, o lună am avut zile în care mă simțeam mai slăbită sau mi-era somn sau mi-era nu-mi pica bine mâncarea, dar nu pot să zic că m-am simțit rău sau că uh, n-am putut să lucrez uite, lucrez, am aproape 5 luni, lucrez, n-am nicio treabă nu-mi e rău, am energie am pofte sănătoase vreau să spun, nu mai mănânc dulciuri, nu nu-i plac dulciurile, cred că la bebe al meu nu mai mănânc dulciuri, mănânc spanac toată ziua, dacă aș putea spanac și fasole și ceapă roșie. Da? <laughs> da, da, da. Și astea spuneai astea era înainte era de interviu că folosesc și ruj roșu, ceea ce înainte nu. Înainte nu foloseam așa ceva și vreau să zic că acum îmi plac culorile pe buze, așa ceva. Nu n-am crezut că o să ajung 30 de ani ca să port ruj roșu mat. Și uite că mi se schimbă, nu știu. Și uh, gustul la parfumuri. Dar probabil din cauza sarcinii uh, port cu totul alt fel de parfum decât, decât, decât înainte să fie mai ușor, nu să nu simți așa tare că da, mirosurile da, acum da. sunt foarte da. puternice la început am avut problema asta nu puteam să port deloc parfumul luna a doua așa, a treia după care mi-a trecut și asta chiar pot să zic că sunt o super norocoasă pentru mine sarcina nu înseamnă uh, sacrificiu sau povară da, deloc, e o fericire care se intensifică pe zi ce trece parcă și mai ales când, când l-am simțit că se mișcă prima dată atunci, nu știu S-a întâmplat chiar ieri, nu? Da, da, s-a întâmplat chiar ieri și nu știam ce se întâmplă. Și m-am și pus pe divan, am, am stat un pic liniștită și am, și am spus, zic, dacă te mai miști încă o dată, zic, atunci știu că tu ești, zic, dacă nu te miști, eu nu știu ce se întâmplă, că n-am mai simțit niciodată așa ceva. Dar n-am terminat de zi, s-a mișcat. Am stat liniștită și zic, dacă încă o dată îl sunăm pe tata. <laughs> și s-a mișcat și am zis, da, zic, atunci tu ești. Chiar am zis că abia aștept să se miște Ca să putem să discutăm Adică discutăm deja discutăm De când, de când știam că, că este acolo ceva Dar acum am impresia că mă și înțelege Și îmi răspunde Și atunci oh, de Deja suntem buni, buni, buni bun, bun, prieteni Ce frumos și te văd emoționată e o, Foarte emoționată Cred că e unul dintre cele mai emoționante interviuri când să vorbesc așa de personal de ce mi se întâmplă mie, dar e o mare bucurie și am vrut să o împărtășesc cu voi. Atunci când ne-am întâlnit prima dată de, ți-am spus că sunt însărcinată, a fost bucurie și atunci, dar cum ți am spus, se intensifică, da, pe, pe zi ce trece, nu știu, pentru mine este o mare binecuvântare, în primul rând, și o mare, mare fericire. Nu simt deloc povara sau greutatea sarcinii probabil mai târziu să-mi fie burtica mai mare și nu o să pot să fac anumite lucruri dar nici de cum nici de cum nu cred că o să-mi ia din, din cheful de viață, din, din nimic nu e nu așa că acum te simți cea mai frumoasă și cea mai specială nu vreau să zic, nu vreau să mă laud eu dar câte complimente am primit în viața mea, mai ales de la femei, n-am primit niciodată complimente <laughs> și da, mă face să mă simt special, dar i-am spus că cred că bebe o să fie tare, tare frumoasă sau frumoasă, radiez, așa îmi spune lumea, eu vreau să cred că așa e, dar nu, nu e vina mea, e vina lui, e vina ei sau a lui, radiază. Înseamnă că o să fie un bebe tare frumos și fericit, o să fie solar. Um, am mai auzit povești cu femei sau, mă rog, mămici care erau mai agitate în timpul sarcinii sau mai nervoase sau mai sensibile, plângeau. Nici asta nu am. Sunt într-una fericită, solară, exact, exact ca și înainte înseamnă că vei repeta experiența la foarte scurt timp. Da. <laughs> Soții mea mi a zis că-s bună de făcut copii <laughs> și atunci deja mă amenință între ghilimele că urmează și al doilea și poate și al treilea. Da, chiar în cel puțin doi copii ne dorim, dar prima dată vrem să ne bucurăm de, de, de acesta și mai ales de prima experiență. Ba, e, e, minunat, e minunat. Ioana, tu erai cu amata, dacă când ai aflat că ești însărcinată. Cum a aflat ticul? Tata abia aștepta, tata de când m-am căsătorit, adică de șase ani și într-un am spune când vine bebe, nu faceți un copil, dar voi nu vă gândiți că trebuie să vă formați familie, mă rog, ca și bunicii care își doresc când nepoței. Și eu tot am spus, toate la timpul lor, o să fie și odată, când o să fie o să te anunțăm și uh, i-am zis la mama să nu-i spună ea, că vreau să-i spun eu. Și am mers acasă seara la cină și nu știu ce mă punea el să fac, nu știu, mi-a dat ceva de, de făcut și am zis că de acum înainte zic, nu mai trebuie să-mi dai așa de multe de făcut, că suntem doi și o să ne fie mai greu. Și s-a uitat, uitat la mine și tu glumești? Și am zis că nu, nu glumezi, că o să fim doi. M-a strâns în brațe pentru puținele dăți în viață, l-am văzut pe tata plângând, cred că el a așteptat mai mult decât toți, văzându-l așa. El, înainte își dorea foarte mult băieței. Și acum aș dorește fetiță. El zice că e fetiță, socri zic că e băiețel, acum suntem în tratative, care cum... Și cum a aflat Mircea că va fi tătic? La Mircea i-am pregătit o surpriză. Că, atunci când am aflat că sunt încercinată, el era plecat, mă rog, cu munca în străinătate și urma să vină a doua zi. Abia mi-am mușcat limba, să nu zic la telefon, și am pregătit într-o cutie de cadou testul. L-am pus în cutia de cadou și când am venit acasă, am zis... O cutie specială. Într-o cutie specială, normal. Și l-am pus în cutie și când am venit acasă, am zis, eu ți-am pregătit un cadou de ziua ta, i-am dat comandă de ziua ta, dar zic că a, a ajuns doar acum. Zic că sper să nu te sper, sper să-ți placă, eu făceam... Dar nici nu s-a gândit, nici nu i-a trecut prin cap. Și când am deschis cutia, el se aștepta să fie ceva ceas, el își dorea ceva ceas elvețian și așa, și cutia era de genul acela. Și a deschis cutia și a zis, ce asta? Nu cred, serios, o reacție, l-am și filmat, pe soacră mi-am pus să-l să filmeze, avem reacția lui pe viață, <laughs> a fost tare, dar fericit și chiar cred că a fost conceput în jurul zilei lui de naștere, în, în august cândva și cadou era chiar pentru el, așa că, mă rog, atunci am dat comandă la cadou, dar a ajuns doar după două luni, a fost foarte fericit. V-ați gândit la nume? Dacă e fetiță, e Maira, o să o cheme Maira, ador numele acesta, de când l-am auzit prima dată, am știut că atunci când voi avea eu o fetiță, o să o cheme Maira Maria. Maria este mama și și soacra mea și îmi doresc foarte mult să-l să poarte numele. Și Maira pentru că, nu știu, nume așa, nu știu, și de, 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 copil, de bine, și de domnișoară, și de femeie, mă gândesc foarte mult la numele copilului sau la numele copiilor mei și mă gândesc și pe mai târziu cum o să sune. Dacă e băiețel, în schimb avem o problemă gravă, nu știm ce nume să-i punem. Dar dacă e fetiță, va fi mai La băiețel, soțului meu îi plăcea foarte mult Tiago. Dar mi se pare un pic prea străin și călin Tiago sună puțin ciudat. Mie îmi place Zian. O să vedem. Dar vreau să fie un nume scurt și cu personalitate. Nu vreau să fie un nume foarte comun. Nu știu deci îmi plac numele lungi sau îmi plac numele clasice dar parcă nu să-l spun eu copilului meu. Nu știu, acum mă gândesc la nume, de când sunt desărcinată înainte, nu m-aș fi gândit cum vreau să-l să cheme pe, pe băiețele meu. În schimb, dacă e fetiță, știam clar că o să fie mai era. Ioana, îți mulțumim tare, tare frumos, a fost o plăcere să stau de vorbă cu tine, am trăit și eu emoțiile alături de tine când mi-ai povestit și vă dorim să fiți fericiți, să oh. ai o sarcină ușoară, o naștere ușoară și fericirea abia când vine bebe începe. Ba, chiar asta ziceam că dacă acum simt ce simt, nu pot să-mi dau seama, atunci o să explodez, cred că de fericire, când o să-l să țin în brațe. Mulțumesc eu pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere să împărtășesc clipele astea și, nu știu, sentimentele astea cu voi. Le doresc tuturor femeilor care, care își doresc și care, nu știu. Da, stau pe gânduri. E o experiență foarte frumoasă. Eu am așteptat până la 30 de ani, dar deci nu-mi pare rău deloc. Mă simt, acum mă simt pregătită și, și, pot să trăiesc sentimentul ăsta la maximă intensitate cum mi-am dorit. Dar e un sentiment frumos și dacă cineva stă pe gânduri că să, să, aibă experiența asta de la viață sau nu, să o facă pentru că e, e minunat. Și nu e greu deloc. Deloc, deloc. e dur, dur, être baby.